este doar aprobarea, n-am zis și promulgarea. Suntem aproape convinși că promulgarea bugetului pe 2019 nu este foarte aproape. Dar până la alta, am zis, am considerat oportun să ne păstrăm ca agența conferințelor de presă și a întâlnirilor cu mass media. Am avut în noiembrie, am avut în decembrie două conferințe de presă, am avut în ianuarie, avem una în februarie acum. Astfel încât să punctăm astăzi, obiectivul central al acestei conferințe de presă este ceea ce v-am anunțat pe 23 ianuarie, și anume obiectivul politic al organizației PSD Bacău pentru 2019, promovarea comunicației tehnico-economice în vederea execuției autostrăzii Bacău-Brașov, care de fapt nu este Bacău-Brașov, este doar o parte din Iași-Bacău-Brașov, Făgăraș-Sibiu. Dar aici o să vă detalieze colegul nostru, domnul deputat de Bacău, Lucian Șova, acum am pe vremea aceasta Ministrul Transportului și spunând o dată, foarte multe obiective ale Bacăului din ultimii 6, 7, 8, 9, 10 ani, depinde de când măsurăm, putem măsura de când domnul Orban, domnul Stavrache și domnul Pală, că iau fals anului ca centrală culturală a Bacăului și sunt aproape 11 ani. Obiective pe care noi am reușit să le punem să le ducem la stadiul de contract de execuție și să-și înceapă lucrările. Vorbim aici de ce s-a întâmplat într-un an cu Lucian Șova, Ministrul Transportului. Vorbim de fondurile europene la aeroportul internațional Bacău, inclusiv terminal, inclusiv pistă. Pista este în etapa de evaluare, de depunere a ofertelor. Centrul operatoare al municipiului Bacău, o să vă detalieze tot domnul deputat, ați văzut, s-a constituit un grup de lucru pentru a arde cât mai repede etapele birocratice, etapele administrative. Și acest obiectiv de care noi tot vorbim, PSD Bacău, vorbim de prin 2014, acest obiectiv Bacău-Brașov, ca și parte componentă a autostrăzii Iași-Făgăraș. S-a vorbit nu despre autostrada Moldova-Transilvania, nu mai iau acum argumentele, doar vreau să vedeți exact de ce ne-am luat doar acest obiectiv noi ca organizație politică pentru bugetul de 2019. Am înțeles că a fost o săptămână sau două la cei, la organizația de partid PNL Bacău, care îi reamintesc în fiecare ocazie că a tăiat fals pandrica de inaugurare a centrului operatoare în 2008. Erau foarte multe zâmbete și pe marginea variantei locuitoare și pe marginea autostrăzii Bacău-Brașov. În continuare, chiar și în Bacău stănește zâmbete această variantă, dar noi ne-am învățat să mergem înainte și să ne vedem de obiectivele pe care ne le-am propus și pe care, oricând, dacă facem un bilanț, o să vedeți că ne le-am și atenți. O să îi dau microfonul domnului deputat Șova, după care o să răspundem la întrebări legate strict de acest obiectiv și dacă mai sunt și altele legate de buget sau de viața politică din Bacău, cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! O să vă spun întâi câteva lucruri în care am crezut și cred cu tărie legate de ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii de transport din țara noastră. Așa cum probabil s-a observat în perioada mandatului meu, am acordat o atenție deosebită seriozității cu care sunt abordate proiecte. Sigur că am fost în situația să implementez, să lucrez la dezvoltarea celor mai multe proiecte începute de predecesori în timpul care a trecut de când beneficiem de finanțare fondurilor europene, pentru că cea mai importantă sursă pentru investiții în infrastructură de transport de România sunt fondurile europene. Autostrada Bacău-Brașov, spre deosebire de alte proiecte, am ales să inițiez procesul de implementare al acestui proiect de o manieră foarte serioasă și în acord cu
toate recomandările primite și de la finanțatori, mă refer la Comisia Europeană. Așa cum s-a văzut din experiența nefericită pe care am avut-o cu șoseaua de centură a municipiului Bacău, proiect care, deși a figurat pe agenda Ministerului Transporturilor de foarte mult timp, cu greu, în sfârșit, intră în implementare, intră în construcție, ocazie cu care nu pot să nu salut și eu înființarea grupului de lucru care va monitoriza din punct de vedere administrativ dezvoltarea acestui proiect, este conform unei dorințe, unei recomandări, un model pe care l-am aplicat și în Ministerul Transportului, în sensul că trebuie să eliminăm barierele administrative care stau în fața șantierelor în dezvoltarea lor. Lucrul acesta l-am făcut și la obiectivele pe care le gestionează Ministerul Transporturilor și alături de colegii mei, președintele Benea, am susținut ideea și la nivel local, trebuie să existe un grup de lucru care să monitorizeze avansul în dezvoltarea șantierului șoseaua de centură a municipiului Bacău, astfel încât antreprenorul să nu fie ținut pe loc de diverse condiționalități care țin de administrație. Și mă refer aici la autorizații, avize, colaborarea între diverse instituții, unele dintre ele companii de stat sau private din România, din area, sigur, de dezvoltare a acestui șantier. Am așteptări mari de la acest grup de lucru, în sensul că va trebui să soluționeze toate problemele pe care administrația trebuie să le soluționeze, astfel încât antreprenorul să poată să lucreze la capacitate maximă. Despre aceste lucruri, probabil, vom mai vorbi la momentul când diverse activități se vor desfășura în interiorul acestui grup de lucru, împreună cu reprezentanții antreprenorului. Ca să revenim la proiectul nostru. Pe perioada scursă în anul precedent, am dat fiind nevoia de dezvoltare a unei legături rutiere de mare viteză între regiunea istorică Moldova și Ardeal, am inițiat o solicitare către experții pe IPASA în vederea evaluării și fundamentării de o manieră consistentă a oportunității privind alegerea unei dintre coridoarele pe care se va construi o autostradă. Menționez, așa cum am spus, o încă din anul trecut, de când a apărut discuția cu privire la autostrada Iași-Târgu-Mureș, că nu pot fi proiecte concurente. Sigur că, din perspectivă mediatică, autostrada Iași-Târgu-Mureș se bucură de o susținere foarte largă, pe care nu o negăm nici noi. Și, din această perspectivă, am dorit să vin cu o componentă de expertiză care să contribuie și la o abordare tehnică eficientă, o abordare financiară eficientă în dezvoltarea proiectului care va fi implementat. Astfel încât, în decursul anului trecut, experți internaționali au evaluat, au elaborat un studiu foarte cuprinzător, care a fost transmis deja și Comisiei Europene, a fost evaluat și de către consultanții Comisiei Europene, mă refer aici la Jaspers, nu au avut obiecții cu privire la conținutul acestui studiu, lucru foarte important în România. De regulă, Jaspers vine cu multe observații privind diverse proiecte pe care România le are de implementat pe fonduri europene. Iată că în ceea ce privește acest studiu, nu s-a întâmplat acest lucru. O să traversăm slide-urile de prezentare care au fost prezentate de altfel în 6 decembrie la un subcomitet de monitorizare în cadrul Ministerului Transporturilor, unde au participat toți factorii interesați, responsabili din Comisia Europeană, reprezentanții consultantului, reprezentanții societății civile, astfel încât am parcurs și această etapă de prezentare publică a evaluării făcute de cei de la PayPass. Și
pentru a fi cât mai sintetic cu putință, o să vedeți că în acest studiu au fost avute în vedere doar criterii agreate în standardele internaționale, standardele europene de evaluare a proiectelor și concluziile pe care le vom prezenta la sfârșit vor fi un îndreptar privind ceea ce urmează a fi făcut. De asemenea, trebuie să menționez că, spre deosebire de autostrada Iași-Târgu Mureș, care este prevăzută ca finanțare, pentru finanțare, construcție chiar pe acest exercițiu financiar, în master planul general de transport al României, o altă legătură, cum ar fi Bacău-Brașov, este prevăzută ca fiind finanțabilă în exercițiul financiar viitor. Deci cel care va începe după 2020. Însă, începând de anul trecut, Comisia Europeană a creat ca să poată fi finanțate tot din fonduri europene aferente acestui exercițiu financiar, partea de pregătire a proiectelor. Și pregătirea unui proiect, am ales să o facem de o manieră consistentă și preventivă, astfel încât să nu ni se întâmple lucruri care s-au întâmplat cu celelalte proiecte de infrastructură pe care România le implementează. În sensul că trebuie, atunci când începe șantierul, proiectul să fie pregătit de așa manieră, de așa calitate, încât să nu mai fie probleme cu acordul de mediu, utilitățile care revin în responsabilitatea statului să fie mutate, astfel ca acel coridor de construcție, acel coridor de expropriere să fie liber de sarcini, pentru ca șantierul să poată avansa cu o viteză corespunzătoare. Foarte repede o să trec prin prezentarea acestui studiu și la sfârșit sigur că o să dezbatem poate concluziile pe care le recomandă consultanții internaționali. Așa cum v-am spus, studiul este făcut și este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Este făcut de experții BEIPASA. Are în vedere ceea ce este cuprins în slide-ul cu agenda sa. În esență, s-a avut în vedere o analiză privind o legătură de tip autostradă între zona est-vest din România, Moldova, Transilvania. Au fost avute în vedere 4 opțiuni. Mai jos sunt evidențiate toate legăturile de tip autostradă care sunt cuprinse în master plan și care sunt finanțate pe diverse programe de finanțare europeană. O să vedeți aici că unele dintre ele sunt mult întârziate, altele, sigur, așa cum poate fi și autostrada Bacău-Brașov, pot fi finanțate în exercițiul financiar. Trecem repede peste slide-urile cu studiul de trafic și scopul pentru care a fost elaborat studiul și o să vedeți că din studiul de trafic s-a avut în vedere atât circulația la nivelul ultimului recensământ oficial, cel din 2015, din care reiese că volumele de trafic pe care studiul le are de fapt la nivelul anului în care a fost făcut, arată ca o concluzie la acel moment că traficul între cele două regiuni este redus. Pe de altă parte, foarte semnificativ este slide-ul quiz, în care experții au și lansat această provocare să ne precizăm cât credem noi că ar putea fi traficul între Iași și Târgu Mureș, ca un exemplu care vine să susțină mai departe celelalte argumente pe care ei le relevează. Și au spus așa, câte vehicule credeți că traversează, merg de la Iași la Târgu Mureș, în conformitate cu recensământul despre care v-am vorbit, și au pus 7400, 740 sau 74.
Ei, din recensământ, reiese că doar 74 de vehicule pe zi, vorbim doar de autoturisme, își propuneau să parcurgă acest itinerar. Există evaluări cu privire la numărul de vehicule care, de autoturisme care pleacă într-un an, dintr-o localitate în alta și în bazinul de trafic pe care l-ar avea acolo în strada Iași, Târgu Mureș. Avem prezentat un slide din care reiese că cele mai multe circulă în interiorul județului Iași, apoi merg în Neamț, în Vaslui, în Botoșan, în Mureș, doar 74. S-a avut în vedere și bazinul de trafic legat de autostrada Bacău-Brașov. Vedem aici că practic caracteristicele se mențin, însă din Bacău spre Brașov, statistic, e un număr totuși mai mare de 3 ori de vehicule care circulă pe acest itinerar. Au fost definite ca și coridoare care au fost luate în evaluare, 3 coridoare, unul nord, unul centru și unul sud. Cel nord este clasic, spus așa, un itinerariu care ar trebui să meargă de la Suceava la Cluj, cel din centru, tradițional, deja recunoscut ca un itinerar care are și o susținere legală, care nu poate fi neglijată, vorbind de acea lege care a fost promulgată anul trecut, deci Iași-Târgu Mureș, și cel de-al treilea itinerariu, Bacău-Brașov, care ar trebui să se continue apoi Făgăraș-Sibiu. Menționez aici că Bacău are avantajul de a fi în centrul regiunii istorice Moldova, pe de o parte, pe de altă parte este un punct nodal al drumului de mare viteză care poate fi autostradă, dacă așa va ieși din studiul de fezabilitate care deja se elaborează pe coridorul Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani. Și Brașovul Jubuței. Așa. Ce este foarte important și experții europeni au vrut să reiefeze acest lucru, mergem la slide-ul următor și au avut în vedere o problemă cu care deja Europa, fondurile europene folosite în dezvoltarea investițiilor în infrastructură de transport, o tratează ca pe un eșec. Este vorba de aeroportul Ciudad Real Central, un aeroport construit care a costat 1 miliard de euro și care, după ce a fost deschis, repede a fost închis pentru că nu a atras trafic, astfel încât, după informațiile pe care ne le-au prezentat cei de la Bay-Pasa, este scos la vânzare de către autoritățile spaniole pe 1 euro astăzi. S-au avut în vedere o mulțime de criterii care sunt criterii standard în evaluarea unui proiect de așa mare anvergură. Și mă refer aici la componenta de analiză trasee, slide-ul următor, unde s-au avut în vedere geologia generală, geomorfologia, procesele geomorfologice actuale, adică avem preferențiale producții, pedologia, utilizarea terenurilor, rețeaua actuală de transport, ariile protejate, așezarea și populația deservite, lucruri care, practic, sunt fundamentale atunci când un proiect este pus în valoare. Vreau să menționez că un astfel de studiu, după informațiile pe care le am eu, atât de aprofundat și atât de dedicat unei analize multicriteriale, nu a mai fost făcut în legătură cu niciunul din proiectele de infrastructură pe care le-a dezvoltat România în domeniul autostrăzilor. La slide-urile următoare veți vedea, este și
imagine grafică, dar este cuantificat și toate evaluările care au fost făcute, au fost făcute folosindu-se mijloace științifice, gradul de dificultate al fiecăruia din traseele alese și se poate observa toate aceste lucruri, la sfârșit o să vedeți că sunt puse într-un tabel sinteză. Deci gradul de dificultate privind traseele este practic un indicator foarte important legat de cât este traseul muntos, cât sunt diferențe de nivel și așa mai departe. Practic, primul slide pe care îl vedeți este dedicat coridorului nord, cel de-al doilea coridorului centru, unde vedeți că practic linia roșie, un slide înapoi, așa. Încă unul, încă unul înapoi. Așa. Acesta este coridorul nord, unde vedem că petele roșii, în fine, segmentele roșii sunt destul de importante și este mult galben, foarte puțin verde, ceea ce înseamnă un grad de dificultate mediu spre mare. La coridorul centru vedem că preponderent este următorul slide. Roșu este foarte mult, galben mai puțin și verde de asemenea mai puțin. Practic, gradul de dificultate a traseului centru este cel mai ridicat, iar gradul de dificultate al traseului sudic, așa următorul slide, ne arată, ne arată o preponderent o zonă verde, cea care traversează podișul Transilvaniei, după care sigur se intră într-o zonă muntoasă, dar nu foarte dificilă. Slide-ul următor sunt deja niște tehnicalități pe care să le depășim. Analiza coridoarelor, acum sinteza a ceea ce v-am prezentat mai înainte, arată exact același lucru. Vedeți acolo cifrele la coridorul nordic. Practic este partea dificilă este de 36%, partea medie de 46%, la coridorul central partea dificilă este de peste 50%, partea medie este de 23%. La coridorul sudic, ponderea traseului dificil este cea mai redusă, iar ponderea traseului facil este cea mai ridicată. S-au avut în vedere apoi impactul asupra ariilor protejate. Foarte important, pentru că vedem cât timp s-a pierdut, fără a fi arii protejate foarte mari, totuși, pe traseul autostrăzii Pitești-Sibiu. Proiectul a fost ținut mulți ani pe loc, iar pe traseul autostrăzii Lugoș-Deva, Sibiu-Nădlac, și acum avem probleme pe care încă nu le-am rezolvat privind condiționalitățile pe mediu. Așa încât un studiu de calitate trebuie să aibă în vedere și aceste aspecte, pentru ca, pe de o parte, să impactăm de o manieră agresivă mediul cu cât mai puțin, cu atât mai bine, pe de altă parte, ca și viteza de implementare a proiectului să fie corespunzătoare. S-a avut în vedere, deci, și impactul asupra ariilor protejate și aici, în cifre și în desen, se vede de asemenea că, în ceea ce privește coridorul sudic, gradul de impact este foarte redus. În acest slide vedeți că pe coridorul nord este un procent de 17,1%, pe coridorul centru depășește 50% partea de coridor care conține arii protejate, coridorul sudic intră în coliziune, să zic așa, cu un pic peste 8% din totalul său. Un aspect de asemenea foarte important, s-au avut în vedere așezările și populația deservită de fiecare dintre coridoare și o să vedeți în tabelul sinteză, mai mergem un slide în față, așa, că la coridorul nord
totalul populației de servite este de 333.000, un pic peste 333.000 de locuitori. Coridorul centru, un pic peste 259.000 de locuitori. Coridorul sudic, peste 794.000 de locuitori. Populație. Toate aceste evaluări care au fost făcute, și vă spun aici, este un document sinteză, în fine, de prezentare publică, dar toate aceste lucruri au fost făcute după standardele impuse de comisie, ceea ce creează premisele că atunci când se va lua o decizie, care se va lua până la urmă împreună cu finanțatorul, să fie foarte bine fundamentată, iar decizia care se va lua va fi încununată de succes. Nu în ultimul rând, ajungem și la slide-ul privind evaluarea costurilor de construcție și vedem pe standardele de cost aplicate la momentul când s-a făcut evaluarea, că coridorul nordic ar depăși 3 miliarde de euro, 3 miliarde 300 de milioane, coridorul centru ar depăși 4 miliarde de euro, 4 miliarde 200 de milioane, coridorul sudic ar depăși 2 miliarde de euro, 2 miliarde 100 și ceva de milioane de euro. O să vedeți în continuare, s-au aplicat și niște corecții acestor costuri standard pentru a se vedea și previziunea pentru momentul când ar urma să fie implementat proiectul. Aceste estimări de costuri au condus la niște rezultate influențate de modul în care s-a făcut analiza privind costuri, creșterea costurilor în construcții de infrastructură raportate la inflație. Și din această perspectivă vedem iarăși o întrebare interesantă, dacă noi credem că proiectele de infrastructură se scumpesc în ritmul inflației, de 1,5 ori cât inflația, de 2 ori cât inflația în ultimii 3 ani. Și surprinzător, vom vedea că în ultimii 3 ani costurile de implementare a unui proiect, unei construcții de infrastructură, au crescut de mai mult de 3 ori decât inflația. Astfel încât în slide-ul următor vedem cu aceste corecții aplicate că autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni ar costa peste 5 miliarde de euro. Este de menționat faptul că pe exercițiul financiar pe care îl parcurgem acum, total finanțare pentru dezvoltare infrastructură rutieră din fonduri europene este mai puțin de 6 miliarde de euro. Deci, practic, acest proiect ar costa aproape câți bani ar putea avea România la dispoziție pe un exercițiu financiar. Autostrada Bacău-Brașov, un pic peste 2 miliarde de euro. Aici, autostrada Cluj-Suceava, peste 4 miliarde de euro și a fost avută în vedere la costuri, pentru că există niște estimări că ar putea fi o soluție și o autostradă Bacău, Târgu Secuiesc, Târgu Mureș și aceasta ar depăși, s-ar apropia de 4 miliarde de euro și n-a mai fost avută în vedere în celelalte evaluări. Când s-a făcut analiza cost-beneficiu, s-au avut în vedere de asemenea ratele de rata internă de revenire în ceea ce privește proiectul, un indicator de asemenea foarte fundamental în evaluările pe care comisia le face atunci când susține o anume finanțare. Este vorba de slide-ul următor. Așa, unde este literă de lege că și în cea mai nefericită variantă, în sensul de creștere a costului și de costuri maxime de implementare a proiectului, această rată internă de revenire
trebuie să fie mai mare de 5%. Și observăm pe cele trei coridoare pe care le analizăm că la nivelul anului 2025, care ar putea fi un orizont la care am putea spera că un obiectiv ar putea fi deschis traficului, singura care se califică este Brașov-Bacău, care depășește cu puțin 5%, dar vedem că pe măsură ce timpul ar trece, ecartul ar crește între varianta Bacău-Brașov și alte variante, dar practic la start, atunci când am putea estima că o astfel de autostradă ar putea fi deschisă traficul cel mai repede cu putință, singura care se califică și este un indicator peste care nu se poate trece din perspectiva analizei finanțatorului, este indicatorul care practic validează sau nu validează un proiect pentru finanțare. Singura care se califică este de asemenea Brașov-Bacău. Experții pe PASA au făcut o serie de recomandări. Au avut în vedere și o viziune rațională, care însă din analizele făcute de noi toți își are, să zic așa, vulnerabilitățile sale. În sensul că au recomandat ca soluție alternativă, ei susținând că limitele totuși sunt reduse privind rata internului de revenire pe oricare din proiecte, că foarte rațional ar putea fi alegerea unei soluții care să dezvolte, să modernizeze infrastructura existentă. Din punct de vedere teoretic putem fi de acord cu acest lucru, din punct de vedere politic și administrativ, desigur că nu putem fi de acord cu acest lucru și este la latitudinea statului român să ia această decizie, pentru că știm foarte bine că în dezvoltarea unei țări și la nevoia pe care o are regiunea istorică Moldova de conectivitate cu restul țării și cu Europa, trebuie construit acum, beneficiind de fonduri de coeziune care tocmai pentru aceasta sunt puse la dispoziția țărilor membre pentru a realiza o coeziune economică, socială între toate regiunile Europei, construcția unei autostrăzi. Deci ei chiar au avansat și ideea că poate am putea alege și o soluție de aceasta tranzitorie, lucru pe care, sigur, factorul politic trebuie să o decidă, dar aici este mai presus de orice dubiu faptul că nimeni nu va alege între o autostradă și oarecare modernizare a infrastructurii existente, nu va alege varianta minimalistă, ci cea care trebuie să pună pe hartă și din punct de vedere al mobilității regiunea istorică Moldova și cetățenii săi. În încheiere, cei care au prezentat studiul la Ministerul Transporturilor au spus că este obligatoriu ca aceste variante să fie avute în vedere de către autoritățile centrale din România, nu pot fi excluse și pe baza indicatorilor prezentați să se parcurgă etapele următoare, lucru care a fost și făcut. Tot PASA a pregătit la solicitarea Ministerului Transporturilor încă de prin noiembrie și urmează să finalizeze proiectul de caiet de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru autostrada Bacău-Brașov, finanțabil din fonduri europene pe actualul exercițiu financiar, astfel încât pe următorul exercițiu financiar acest proiect să fie foarte bine pregătit, spre deosebire de alte proiecte care, dacă au fost pornite cu studii de fezabilitate, iar componenta de construcție implică și proiectul tehnic, arată vulnerabilitățile pe care le-am descoperit în implementarea proiectelor din domeniul autostrăzilor în Ardeal. Vreau să subliniez aici că a fost alegerea mea să susțin
acest model de abordare, model de abordare care, de fapt, a fost deja implementat, se află în implementare cu privire la coridorul Ploiești-Pașca, unde, de asemenea, practic tot un proiect dedicat regiunii istorice Moldova, s-a ales soluția ca să se elaboreze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, fapt care e de natură să garanteze o bună calitate a studiului de fezabilitate, lucru care vedem că nu s-a întâmplat nici cu prilejul elaborării studiului de fezabilitate la Iași-Târgu Mureș, care a fost inițiat odată și care a fost oprit din diverse motive, iar acum se finanțează ori în însuirea sa. Exemplul negativ este și autostrada Sibiu-Pitești, unde tot doar cu un studiu de fezabilitate de slabă calitate făcut, avem acum o serie de vulnerabilități pe componenta de studii geologice care ne obligă să refacem studiul de fezabilitate pentru a pune la dispoziția antreprenorului care ar urma să facă proiectul tehnic și construcția date relevante pentru a elabora o documentație de calitate. Însă, chiar și în această situație, un studiu de fezabilitate care este făcut de același antreprenor care elaborează și proiectul tehnic, îl obligă pe acesta la cea mai înaltă calitate, având în vedere că legislația internațională, numai cea din România, ține proiectantul, practic, responsabil de proiectul pe care îl promovează întreaga sa viață. Deci, în această variantă se elimină orice risc de a fi o abordare superficială la elaborarea studiului de fezabilitate și, de asemenea, se elimină riscul ca antreprenorul care ar urma să și construiască să aleagă soluții de proiectare care se dovedesc neviabile în implementarea proiectului. Iar aici, sigur că putem face referire la două exemple de eșec. Este vorba de unul dintre proiectele foarte controversate care au fost în situația de a se prăbuși, știți, de segmentul de pe Sibiu, Orăștie, și de asemenea un loc de pe Lugoș Deva care a fost proiectat de o manieră superficială, lucru care a condus apoi la construirea a 2-3 km de autostradă care pe parcursul unei ierni s-au și prăbușit, astfel încât antreprenorul ar trebui, sigur, pe cheltuiala sa, dar pe timpul nostru, să refacă întreaga construcție. Eu închei aici. Practic, vreau să reiefez faptul că dincolo de politică, dincolo de entuziasm, dincolo de civism, un proiect la standardul europeni nu poate să pornească altfel decât în forma în care a fost inițiată această analiză multicriterială și ceea ce va urma în dezvoltarea proiectului Brașov-Bacău. Probabil și aici va fi rolul nostru, este practic obiectivul pe care ne l-am asumat, așa cum a spus și președintele Belea, ca în primul rând, să bugetăm la nivelul Ministerului Transporturilor, în bugetul de stat, bani suficienți pentru deschiderea licitației, pentru studiul de fezabilitate și proiectele lucru care a fost făcut. Urmează ca, în cel mai scurt timp, și eu cred că trebuie să ne alegem ca target, înainte de vacanța de vară acestui an, caietul de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru acest proiect, să fie pus pe site și în, spre toamnă să avem noi desemnat un câștigător și un contract semnat pentru începerea acestor activități. În aceste condiții putem avea garanția că la sfârșitul anului 2020 am putea avea studiul de fezabilitate făcut, proiectul tehnic făcut, acordul de mediu luat, documentația privind licitația construcției efective a acestei autostrăzi să poată fi lansată în 2021, aferent următorului cadru financiar, lucru care, practic, ar avea și caracter de unicat ca în primul an al unui nou
nou exercițiu financiar să și venim cu un proiect care să înceapă să fie construit, nu numai pe hârtie. Mulțumesc. Da. Câteva precizări și eu ceva mai perioase și mai acide, așa cum o știți de atâția ani. În primul rând, acestea, repet, subliniez, trebuia să fie amendamentul depus de toți parlamentarii de acolo, PSD, la legea bugetului de stat, dacă nu era prevăzut în bugetul de stat. Repet, acum o săptămână la sediul PNL era foarte mare veselie, că nu vom depune, dacă nu va prinde guvernul această documentație. Astăzi este legea bugetului de stat, e adevărat, încă ne promulgă. Practic, astăzi este momentul zero în care noi, parlamentarii PSD de Bacău, ne vom bate în mod conștient pentru acest obiectiv Bacău-Brașov. Anul 2018 și anii precedenți, din 2014 până 2017, am pledat pentru acest obiectiv. Din acest moment, el fiind prins explicit în bugetul de stat al României, ne vom bate și nu dintr-un patriotism local exacerbat, ci din faptul că avem argumente de ordin matematic, geografic și de avizare în fața, de avizare mediu, condiții de mediu. Ne delimităm de cei care spun că pot fi două sau trei autostrăzi. Eu nu cred în așa ceva, sunt ori nerealiști, ori mincinoși, ori utopici. Deja, dacă urmăriți puțin realitatea politică din Moldova, cei de la Suceava deja spun că e mult mai ieftină decât Iași-Târgu-Mureș varianta nordică, cea Suceava Bistrița sau Cluj, care este acea variantă. Deci, încă o dată, dezbinarea Moldova apare încă din aceste momente. Noi spunem că o simt, dacă statul român va dori vreodată să lege Moldova de Transilvania, varianta cea mai fezabilă este Iași, Bacău, Brașov, Făgăraș. Acestea nu sunt, cum a subliniat și domnul Brașova, nu sunt desene animate sau desene pe asfalt. Este o analiză multicriterială făcută de Societatea de Consultanță a Băncii Europene de Investiții. Și așa cum nu ne-ați crezut când am spus că începem concret, demarăm concret pașii pentru centura locuitoare, care au început în 2013, când ministrul era tot un domn Șova, suntem abia în 2019 și probabil că în acest an vom începe cu adevărat lucrările la această centură. Așa marcăm și astăzi acest moment, pentru că eu sunt convins că într-o bună zi, din decembrie 2020-2030, se va lucra la acest obiectiv. Subliniez că de obicei sunteți învățați cu OSF, ori PTH, ori sunt separate aceste documentații. De această dată dorim să se scoată legislația SF plus PTH, tocmai pentru ca această documentație să fie una de foarte bună calitate, cum sublinia și domnul Șoma. În schimb, trebuie să remarc că suntem într-un județ în care n-am învățat nimic din ultimii ani de politică. Avem, de exemplu, un sediu al prefecturii și am avut oameni politici care au fost și prefecți și miniștri ai administrației și internelor și nu au făcut niciun pas concret pentru modernizarea celei mai, sau reabilitarea celei mai semnificative clădiri din centrul municipiului Bacău. Monument istoric. Deci au fost oameni care au muncit în acea clădire și au muncit și în ministerul care avea în domeniul public această clădire și putea să aducă niște bani să o modernizeze. Acești parlamentari de Bacău au inițiat un proiect prin care această clădire să vină la Consiliul Județean, instituție care este dispusă să investească fonduri, fie din bugetul propriu, fie din fonduri europene, astfel încât o clădire emblematică a municipiului Bacău să-și recapete frumusețea. Acest proiect de lege a fost, în prima instanță, respins de... a fost atacat la CCR. CCR-ul a sugerat niște modificări pe care noi le-am însușit și am reînceput acest proiect de lege care speram să scoatem cât mai repede din Parlament, astfel încât CCR-ul să poată investi. Nu întâmplător dau acest exemplu, ci vreau să ne contrapunem evident față de competitorii noștri politici. Alt gen de
ipocrizie. Urmăream un deputat de, de Bacău, de la PNL, de la ceilalți care le sufă în ceafă, care spunea la o emisiune TV cu o nonșalanță de o cauză mai bună, dar e bine să surprindem aceste, ca să vedem cu cine stăm de vorbă, să surprindem aceste derapaje. Și era foarte, și cum așa foarte bine, era foarte stupefiat de faptul, domnilor, vă dați seama, Bacău are, are ministrul transporturilor și nu are centură, de parcă Bacău are ministrul transporturilor de vreo 30 de ani, 20 de ani, 5 ani, 3 ani, 2 ani. Bacău a avut ministrul transporturilor doar de-a lungul anului 2018 și, repet încă o dată, s-au atins niște obiective pe care alții doar le-au plimbat prin gură sau le-au inaugurat fals, repet, din 2008 încoace sau din 2004, dacă vreți. Nu întâmplător am dat aceste exemple, pentru că nu vreau să nu vreau să fim luați peste picior nici de mass media locală, de teorii politici, de care chiar ne separă câteva, câteva lucruri fundamentale. Și probabil că atunci când va veni ora bilanțului, că sunt europarlamentare, că sunt locale, că sunt parlamentare din 2020, probabil că vom avea ce, vom avea ce număra și vom avea ce spune băcăoanelor vis-a-vis de obiectivele pe care le-am atins. Dar am pus să, să surprind cu ce competitor ne bate, să nu omitem și, și acea moțiune de cezură semnată de doi băcăoani împotriva Ministrului Transportului din Bacău, care este destul de greitoare. Noi, spre deosebire de ceilalți, chiar din acest moment nu, nu, vom, nu doar vom preda pentru Bacău Brașov, ci ne vom și bate pentru acest obiectiv. Ministerul trebuie să scoată la licitație această documentație și eu cred că într-o bună zi vor începe și lucrările la acest, la acest autostradă. Întrebări, fără a avea făcut aceste precizări, fără a avea pretenția că sunt un specialist în transportul, dar am o experiență la administrația locală și o experiență politică în județul Bacău destul de bogată și știu destul de bine cine ce a promis, ce a făcut, ce n-a făcut. Și dați-mi voie să mai pun în contrast între noi și, și ceilalți. Vă rog, întrebări dacă sunt. Domnul Benea, vreau să vă întreb ceva apropo de... Dar chiar așa am ultimul venit, primul servit. Vă deranjează? Trebuie să aștept? Mă deranjează, doar surprind, așa. Vă rog, aveți dreptul să fiți surprins. Nu mă deranjează. Pot vorbi? Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos de oportunitate. Deci, domnul Benea, îmi vă rog, ce le spuneți părinților județului Bacău, referitor la faptul că nu ați fost de acord cu mărirea... Sunteți așa de mărire, domnul Șupariu, cred că o să vă răspund fără să vă încheiați întrebarea. Știi că nu știu. Deci ați înțeles, da? Da. E așa de... E așa de... Sunteți atât de patetic, încât... Fiți dumneavoastră, cum vreți... Da. Bun, vreți să vorbim despre mine acum? Da. Ce înseamnă patetic, domnule? Domnul Șupariu, nici nu... Nici dumneavoastră nu credeți că parlamentarii Bacău ar ridica un gest de Bacău, PSD de Bacău, ar ridica un deget împotriva copiilor. Noi avem multe demersuri și la nivel local, și la nivel național, pro-copii. Aceste cartonașe care se plimbă pe Facebook nu sunt altceva decât teama unor reprezentanți ai PNL-ului ca nu cumva să ajungă la remorca USR-ului. Noi am votat amendamentul care este aplicabil și care aplicabil pe lege și care are sursă de venit pentru a dubla alocațiile copiilor. Repet, sunt multe exemple... Scuzați-mă, vă rog, unde ați votat? În Parlamentul României, joi seara. Nu, dar la fel, ce l-ați votat? Bugetul României, care prevede dublarea alocațiilor pentru copii, a fost votat cu, de, de majoritatea PSD-ALDE cu susținerea UDMR și chiar și de câțiva liberali. Iar liberalii care plimbă aceste cartonașe pe Facebook s-au obținut. Pentru că nu poate ajunge vreun leu din alocația dublată a copiilor fără a fi aprobată legea bugetului. Dar, dar la Senat n-a votat împotrivă, da? Eu am încredere în capacitatea popoarelor de a despărți populismul de pragmatism. Deci, aici, orbita fi dumneavoastră de solicitat pe acest subiect, eu nu sunt atât de speriat, încât să-mi imaginez că oamenii... Dumneavoastră n-ați votat, domnul Benea. Ați votat împotrivă, pardon, la Senat. Dar oricât ați... Au fost două amendamente, unul neaplicabil pe care nu l-am votat și unul aplicabil care va produce efecte pe care l-am votat toți, plus legea bugetului. Da,
mai am o singură întrebare. V-am spus. Dacă veți fi cumva nominalizat la funcția pe care a ocupat-o colegul dumneavoastră, adică ministrul al transportului, veți accepta? Și ce veți face concret pentru, și pentru Bacău, acum să vorbim și de zona noastră. Puteți să repetați întrebarea. Eu înțeleg că v-ați trezit mai târziu astăzi, dar... Deci, dacă veți fi nominalizat cumva la funcția de ministru al transporturilor, da? Ce veți face pentru Bacău? Veți accepta în primă fază? Și ce veți face dacă veți accepta pentru Bacău? E clar? În primul rând, expertiza pe zona transportului nu stă la mine, stă în stânga mea. Și Bacău, când a propus, pentru transporturi, a făcut o propunere în ton cu expertiza. Și cred că jumătate de răspuns v-am dat. Automat, a doua întrebare în nașul jurnalistului. Mulțumesc frumos. Nu acceptăm funcții sau nu mergem pe funcții unde ne vine pălăria pe loc sau unde nu ne pricepe. Doar de dragul de a pune o funcție în la butonieră. V-am dat exemplu de politicieni din Bacău care au mers pe funcții și n-au făcut nimic pentru Bacău, deși, sau pentru clădirea cea mai reprezentativă a municipiului Bacău, deși au lucrat acolo, după aceea s-au dus la ministerul care putea să aibă ce fonduri pentru, ca să surprindem puțin niște lucruri. Corect, dar deci pălăria e prea mare pentru dumneavoastră, ar fi prea mare să înțeleg pentru dumneavoastră? Nu este zona mea de expertiză. Am înțeles, mersi frumos. Nu sunt, transporturile nu m-am ocupat de transporturi, dar pentru infrastructura rutieră și nu numai rutieră din județul Bacău, alături de colegii mei, consilieri județeni, consilieri locali, parlamentari, ministrul transporturilor, am făcut mai mult decât alți presupuși și experți în transporturi, și la drumul comunale, și la drumul județene, și la drumul naționale, și la centura ocolitoare. Și uitați că, politic vorbind, am pus și bazele sănătoase ale unui proiect care va produce efecte. Și e posibil să aveți frustrarea maximă ca peste 3, 4, 5 ani să vorbim de acest obiectiv Bacău Brașov. Cine să aibă frustrare? Nu înțeleg. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la PNL. Să aveți aceeași... Colegii mei de la PNL? Eu vă întreb, lăsați-mă să termin. Da. Să vorbim despre Bacău Brașov. Dumneavoastră ne spuneți ca un senator sau faceți mișto? Pe bune. Colegii mei de la PNR, n-am auzit bine. Finanțatorii dumneavoastră la PNR. Finanțatorii mei? Păi, vă doresc să aveți parte exact de banii pe care mi-i dau ăștia la PNR. Exact. Dar voi să-i aveți. Da, asta e mai? Da. Totuși, ce e singurul de discuterea la asta? Stați-mă pe mine să ținem totul ușor. Tocmai asta vă spuneam. S-ar putea să aveți supărarea, nemulțumirea, surprinderea, să constatați că de Bacău Brașov, vom vorbi în aceeași teme, în care vorbim astăzi de varianta ocolitoare. Vă place? Nu vă place? Varianta ocolitoare, președintele PNL-ului, Bacău, președintele PNL-ului Național, au inaugurat în 2008 și o vedem cu toții ce funcțională este centura domnului Orban și a domnului Stavarache și a domnului Palăt. Iar evenimentul din 23 decembrie 2018, când s-a semnat contractul de execuție cu un antreprenor cu Bacău, va produce urme și va da drumul la funcționare de autostradă din Moldova și la mod așteptat ca varianta ocultoare în municipiul Bacău. Și o să ne vedeți și în 2019 și în 2020 cu grupul de lucru, cu primarul, cu președintele. Aș vrea și să nu fie așa, la făcut și cu faza cu... Sper să mă bucur, să nu fie la fel cum s-a întâmplat cu șoseaua de centura, cu 2-3 ani. Sper să nu fie la fel. Domnul Școriu, vă place, vă place. Și în 2015 s-a semnat un contract de execuție cu finanțare. În 2016 am început niște lucrări cu finanțare. Dacă dumneavoastră îmi puteți imputa mie pe o firmă din Turcia, n-am înțeles să-și facă treaba și să absorbă un contract de aproape. Am exprimat cu speranță, n-am spus că voi. E foarte bine. Faceți, vă rog frumos, diferența. E foarte bine. Da. Noi, să știți că pe acest obiectiv centrul ocultare chiar avem cunoștință acurată. Mă bucur. Puteți dormi liniștit. Vreau să întreb ce minister credeți că s-ar potrivi? Apropo, că se vehiculează. Nu, eu nu vă întreb chiar la mișto, cum faceți dumneavoastră. Deși eu am venit aici cu banii mei și pe benzina mea, da. Da, eu nu sunt plătit în PSD, cum sunt alții, dar asta e altă discuțiune. Dar ce minister credeți că vi s-ar potrivi? Chiar se vehiculează. Acum la modul serios. Domnule, ar fi bun într-o zonă, are expertiză. Ce minister? A spus la transportul urmă.
Dar v-ați gândit vreodată, dacă vi se va propune să acceptați, e la modul serios, vă întreb. Ministerul Tineretului și Sportului. Haideți, următoarea întrebări, legate de faptul Brașov. Sau alte... sau alte... da, subiecte de județul Bacău. Domnul deputat, și-o la întrebare... Despre mine răspunsul la această întrebare atunci când voi accepta una să ne propun. Domnul deputat... când voi merge la un propun. S-au făcut o felul de afirmații legate de finanțarea europeană a centrului Bacău. Puteți să explica mecanismul după care se fac plățile, decontările, cum este finanțată de Uniunea Europeană, câtă vreme nu s-a depus oficial o cerere la... de finanțare? Da, chiar îmi pare rău când am atins eu în expunerea mea acest subiect. Este destul de tehnic, dar nu este prea tehnic pentru a putea fi înțeles chiar și de unul care scrie și arată clar că nu am înțeles. Așa cum există contractul de finanțare între România și Comisia Europeană pe tot ce înseamnă fonduri europene, și așa cum sunt autorizate autoritățile de management și organismele intermediare, există un mecanism de finanțare intern care apoi este, care este subsecvent componentei de finanțare externă. Și lucrurile stau așa. Există un titlu 58 în bugetul de stat, unde sunt prevăzuți bani din bugetul de stat al României pentru finanțarea tuturor proiectelor care sunt cuprinse în master planurile avizate de Comisia Europeană, și este master planul de transport, este master plan de mediu, pe toate domeniile care sunt finanțate de către Comisie, există master plan. Mecanismul este următor. Proiectele care pot fi implementate și care încep a fi implementate, cum e de exemplu studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru Bacău-Brașov, este finanțat întâi din titlul 58 fonduri, buget de stat cu finanțare nerambursabilă, timp în care, pentru a se crește viteza de implementare proiectelor s-a luat această măsură, proiectul este scos la licitație, începe să se deruleze contractul, timp în care organismul intermediar și cu autoritatea de management pregătesc documentația în vederea aprobării sale la Comisia Europeană și o trimit. Sigur că la Comisie pot fi observații de așa manieră încât această cerere de finanțare după o perioadă este aprobată și dau exemplu cu segmentul de linie de metrou de la București la aeroportul Otopeni. Și după momentul în care Comisia Europeană a aprobat această cerere de finanțare, deja vin banii care sunt de natură să acopere acest buffer din bugetul de stat, care deja a finanțat implementarea proiectului. Mai este un aspect. Proiectele care sunt tratate ca minore până la 75 de milioane de euro, sunt finanțabile în mod direct din fonduri europene pe baza evaluării organismul intermediar și autorității de management. Cele care depășesc 75 de milioane de euro sunt depuse spre aprobare și de către comisie, spre aprobare și de către experții Comisiei Europene. Nici un proiect, ca și concluzie, nici un proiect aflat în master planul corespunzător domeniului său nu este nefinanțabil din fondurile europene. Toate proiectele se finanțează inițial din bugetul de stat, titlul 58, aferent fiecărui ordonator principal de credit, minister, după care, atunci când documentația este transmisă și aprobată de către Comisia Europeană, deja se fac plățile în bugetul de stat, aferent proiectului respectiv. Nu se poate vorbi de lipsă de finanțare pentru niciun proiect din niciun domeniu care este în master plan.
Toate proiectele ajung să fie finanțate din fonduri europene, dar înainte de a veni euro, există la nivelul bugetului de stat suficienți bani care finanțează cu lei din bugetul de stat dezvoltarea, implementarea fiecărui proiect. Cine spune că un anume proiect nu are finanțare europeană și acest lucru este agreat cu Comisia Europeană. Deci, practic, atunci când banii se plătesc din titlul 58, acest lucru se face nu ca pe, ca o acțiune discreționare a Ministerului de Resurse sau Ministerului Finanțelor, ci dintr-un titlu recunoscut de Comisia Europeană ca fiind aferent finanțărilor externe. Deci cine spune în legătură cu orice proiect care este scos la implementare că nu are finanțare europeană, ori este prost informat, ori este foarte răuvoitor. Dacă n-a fost foarte clar, că poate a fost cam lung, dacă aveți o întrebare punctuală, mai pot răspunde. Domeniul știu foarte bine pentru că l-am și exersat acum. Există o mulțime de exemple. Sunt, de exemplu, proiecte neîncepute, dar deja aprobate, cum e linia de metrou 6, care are o istorie foarte interesantă și va avea o istorie și viitoare foarte interesantă. Și sunt proiecte care intră în implementare și a căror cereri de finanțare încă nu au fost transmise, dar la care se lucrează și este timp suficient pentru a fi elaborate, pentru a fi negociate, pentru a fi, în final, aprobate de către Comisia Europeană. Pentru că autoritatea de management și organismul intermediar aferent fiecărui domeniu sunt, practic, niște prelungiri ale Comisiei Europene în România. Ele sunt evaluate și acreditate. Deci, aceste autorități, în momentul în care dau formularul F1 și fac finanțabil pe titlul 58 inițial un anume proiect, ei deja aplică standardele Comisiei Europene. Deci nu sunt niște organisme, chiar dacă ele sunt în structura diverselor ministere, autoritățile de management la Ministerul Fondurilor Europene, organismele intermediare la ordonatorul principal de credite, și o spun și pe baza propriei experiențe, chiar dacă sunt funcționari publici, salarizați de către Ministerul Transporturilor, de exemplu, ei nu sunt niște oameni și că au prerogative, nu sunt niște oameni care să răspundă la comenzi politice sau ei apără interesele comunității europene privind cheltuirea banilor publice. Și curios ce în momentul când în care vom constata că această centură are și finanțare europeană, va fi și pusă la dispoziția Bucurilor, ce vor face cei care astăzi răspândesc această minciună clară pe centura Bucurilor nu are, nu are finanțare? Ce vor face așa? Acest politic? Îți curios. Lași o întrebare așa să putea să vă înlui în aia. Cu două policiam și-o anul trecut când ați fost ministru, ați avut un discurs destul de echilibrat între cele două autostrăzi, Iași și Târgu Mureș, și spuneați că e posibil, cum ați spus și acum de altfel, cu am zis de domnul Sfântrenea, că e posibil ca amândouă și nu se concurează să fie realizate. În momentul ăsta, prin cine ați prezentat dumneavoastră argumente de ordin geografic, matematic, mediu, nu și economic, ați dovedit, de fapt, că gândiți altceva, că, de fapt, Bacău Brașov este cea mai elementară. De ce n-ați spus lucrul ăsta și nu ați spus ministru? Întotdeauna am spus că perspectiva unor proiecte, acestea nu se concurează. Dar am lucrat, având o anume perioadă de responsabilitate de ministru, de o manieră absolut echidistantă. N-am implicat niciun funcționar român, n-am implicat niciun evaluator român în elaborarea acestui proiect. Am implicat, am solicitat pe IPANSA
efectuarea unei astfel de analize absolut independente, fundamentate științific la standardele impuse de către finanțator, Comisia Europeană. Și sigur că azi sunt în situația să prezint o evaluare despre care cred că nu poate fi pusă la îndoială de către nimeni. Dincolo de politică, dincolo de discurs, dincolo de civism, am spus, în acest moment, după 6 decembrie, când în mod oficial această evaluare a fost prezentată în cadrul instituțional adecvat la nivelul Ministerului Transporturilor și trimisă către finanțator Comisia Europeană, nu se poate să nu vorbesc despre concluzia acestui raport. Nu m-am pronunțat înainte și, așa cum am spus, am fost echidistant, pentru că, vreau să vă spun, chiar nu am vrut altceva decât să alegem, în sfârșit, odată, dacă am ocazia, măcar odată în viață, să contribui la elaborarea unui proiect serios, să fac lucrul acesta de o manieră serioasă. Și pretind că acest lucru l-am făcut. Și nu pot să nu mă susțin, nu pot să nu susțin azi că acest proiect, dincolo de patriotism local, acest proiect are semnificația sa națională și din punct de vedere economic, pentru că în studiu am reliefat, sunt o serie și de indicatori economici, privind și rata internă de revenire și costurile, acestea sunt indicatori economici, sunt și sociali, sunt și de previziune până în 2030 sau 35, ați văzut acolo un slide, practic, de o manieră quasi-tehnocrată, zic și astăzi, că acest proiect este singurul rezonabil. N-am spus asta și nici nu mi-am propus să spun asta, înainte de a avea o evaluare cinstită. Iar această evaluare cinstită n-am vrut să fie virusată deloc de politic, politicianism, civism și alte interese zonale. N-ați avut și un dialog cu ministrul? N-am înțeles nici evaluarea asta. Evaluarea aceasta a fost prezentată pe 6 decembrie, am inițiat-o în cursul verii, deci, practic, în prima jumătate a mandatului meu, am inițiat această evaluare. Nu am transmis nimic public cu privire la acest aspect. La momentul când evaluarea a fost gata, am prezentat-o în cadrul instituțional, în primul rând, în cadrul instituțional corespunzător. Nu combat nici astăzi ideea că o lege trebuie respectată. Pentru că vă mai spun foarte clar. Dacă există o lege care zice că trebuie să facem o construcție de 6 miliarde de euro, nimeni nu-i mai presus de lege. Deci, să facem o autostradă după lege și probabil va trebui să facem, sau foarte sigur vom face o autostradă și după geografie, economie și social. Domnule ministru, ce să zic că vă legătesc? Spuneți-mi, eu știam că legat de finanțe europene, există un plan operațional de transporturi diferit de plan regional, da? Da, există. Atunci eu nu înțeleg de ce doamna Corina Roșu, eu cred că e frate, poate greșesc, nu înțeleg eu. De ce vorbește dumneavoastră de neprezentare de proiecte, de... Nu, mi este puțin neclar mie. Nu ar trebui să vorbească cineva care se ocupă de acest plan operațional de transport, dacă este finanțare sau nu? Bun. Acum mai liber fiind decât așa în situația de ministru și reprezentant al României, răspunsul poate fi un pic mai nuanțat. Și, în primul rând, pronunț cuvântul politicianism. Aceste afirmații care au fost făcute au fost expresie a unei anumite agende politice pe care doamna despre care vorbiți, între timp a și devoalat.
Pe de altă parte, întotdeauna, dar cu decență și cu măsură, am dat răspunsurile cuvenite, folosind un mijloc oficial adecvat și nestrident, adică site-ul Ministerului Transporturilor, pe care întotdeauna am prezentat situația privind stadiul proiectelor aprobate, stadiul implementărilor și așa mai departe. Astăzi, adăugând și proiectul cu metroul linia 7, atingem, practic, ținta de aproape 6 miliarde de euro cât sunt dedicați acestei perioade de programare. Deci nu se poate vorbi că nu sunt și nu s-a putut vorbi nici anul trecut deloc că nu sunt depuse proiecte. Pentru că, din punct de vedere al finanțării, teoretic, nici n-ar trebui să mai depunem altele, că am depus proiecte de suma care ne-a fost alocată. Însă, pe baza experienței pe care o avem și pe baza aprobărilor pe care le-am obținut de la Comisia Europeană de a supracontracta, am pregătit, iar la sfârșitul anului trecut, erau proiecte pregătite pentru a fi depuse la Comisia Europeană în cursul anului, în prima jumătate a anului 2019, de peste 10 miliarde de euro. Depuse la Comisie în vederea aprobării. Cu rată de succes de 100%. Deci nu există proiect depus de România la Comisia Europeană în domeniul infrastructurii care să fi fost refuzat. Pentru că aceste proiecte sunt procesate, v-am spus, de aceste extensii ale Comisiei Europene, organismul intermediar și autoritatea de management. Așa că a fost o singură rațiune, aceea de a demoniza administrația din România responsabilă de implementarea acestor proiecte. Sigur că politicianismul este șocant la un moment dat, dar are picioare scurte. Și mai devreme sau mai târziu, dacă administrația este serioasă, și eu pretind că m-am manifestat cu seriozitate în mandatul meu, aceste lucruri se dovedesc a fi false. Să-mi scuzați eventuala lipsă de modestie, dar
există o autostradă de care se vorbește și mai mult decât chiar decât Bacău Brașov sau Iași Comanii Brașov, care este și mai scurtă. Și totuși... Care e? Comanii Brașov. Comanii Brașov. Nu vreau să... Nu se găsesc fonduri pentru... Acum, deci s-ar găsi... Ce șanse, nu ne neapărat nici s-ar găsi, ce șanse aveți ca această autostradă care e și mai lungă și tot, tot așa de dificil de făcut? De ce e dificil de făcut? O să completeze colegul meu. N-am înțeles, e mai dificil de făcut acum Brașov decât Brașov, decât Ploiești, Comarcul, Ploiești, Brașov sau care? Nu, decât Comarcul, Brașov. Nu este mai dificil, dar este mai scurt de cealaltă. Și oricum are un interes probabil chiar mai mare decât Marcau Brașov. Și se discută de mult timp. Înțeleg că pe parteneriatul unui privat, deja s-au depus 5 oferte, deja se analizează, se evaluează 5 oferte pe parteneriatul unui privat. Direct și subordonat Institutului de Prognoză și Statistică, domnului consilier de Garezon. Mai aveam o mică treabă de Garezon. Da, dar nu am ce să știu. Haideți, vă rog. Nu știu dacă aveți aceste cifre, știți cumva câte proiecte s-au făcut de autostrăzi, câte studii de fezabilitate s-au făcut în România în legătură cu aceste autostrăzi pe care le-ați prezentat dumneavoastră. S-au făcut totuși mai multe în acești ani, care nu au dus la mare lucru. Tocmai acest lucru a constituit motivul pentru care abordarea pe care am avut-o durata mandatului meu a fost diferită. Și vă zic așa. În legătură cu Comanii Brașov, s-a vorbit întotdeauna doar de studiul de fezabilitate. Abordarea privind calitatea studiului de fezabilitate niciodată n-a fost corespunzătoare, bazat pe faptul că până se va ajunge la implementare, probabil va dura foarte mult și aici sunt o serie de detalii care poate ar trebui investigate și evaluate de profesioniști în domeniul investigației. Diferența fundamentală între o abordare serioasă și o abordare lejeră privind un proiect este dată de acest aspect. Un studiu de fezabilitate, așa cum merge în România și cum este viața unui proiect de construcție a unei autostrăzi, este susceptibil de a fi făcut de proastă calitate dacă nu responsabilizezi pe elaborator și cu componenta de proiect tehnic. Și v-am spus, Sibiu-Pitești, doar studiu de fezabilitate. Grave probleme recunoscute de toată lumea privind calitatea proiectului, zic aici, nu proiect tehnic, proiectului în general. Comarnic Brașov, studiu de fezabilitate. Grave, grave probleme în elaborarea sa și în calitatea sa, lucru care a condus la ceea ce vedem astăzi. Iași-Târgu Mureș, studiu de fezabilitate. Grave probleme privind calitatea desfășurării acestui proiect, care conduce la întârzieri și poate chiar mai mult decât atât și la investigații și responsabilități legale, penale. Lucru bine făcut. Studiul de fezabilitate și proiect tehnic pentru întreg obiectivul, și asta este iarăși un aspect dreptul de sarcină, este dedicat elaborării studiului de fezabilitate și proiectului tehnic de către un singur antreprenor pe tot proiectul, astfel încât responsabilitatea să incumbe la momentul când predai proiectul tehnic. Nu poți să faci un proiect tehnic fără de calitate și pentru care răspunzi pe viață cu tot ce înseamnă patrimoniu și din punct de vedere și penal și administrativ, nu poți să livra un proiect tehnic corect fără a avea un studiu de fezabilitate corect. Iar cele mai multe probleme au fost la elaborarea studiilor geologice, care sigur că sunt costisitoare și greu de făcut, mai ales pe trasee montane. Aceasta este diferența și cred că v-am răspuns un pic, apropo, și de viața proiectelor deja tradițional întârziate în țara asta. Au fost pornite rău. Acest proiect pornește bine și este unul dintre foarte puținele proiecte din România care pornesc bine. Câteva, o singură precizare vreau să fac și eu legat
Deci nu vreau să las loc nici speculațiilor, nici variațiilor pe această temă. Doar să vă confirm că au existat discuții și organizația VACOM este respectată așa cum trebuie de conducerea partidului. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu, vă mulțumim pentru participare și ne vedem luna viitoare să discutăm despre ce aduce legea bugetului 2019 pentru aleșii locali.